baza de pregătire a turcilor se află la Izmir. Face gimnastică pentru un vis, pentru aurul olimpic. Anul viitor va lupta pentru el la Tokyo. Foarte controlată acea ridicare, stând pe mâini. Mici probleme aici. Un element foarte greu, menținut. Sprijinul acela, stândul acela pe o bară, iată și aici. Apoi e chiar. Da, curat. Foarte mult a progresat la execuție Ciolac, ați văzut și la inele. Aceeași coborâre înțepenită și acum la paralele. A avut în nouă, dacă bine mi-amintesc, execuția la inele, o notă foarte mare. Se va apropia, probabil și aici, de o notă de peste 8500 oricum la execuție. Nu văd pe cei ar lua mai mult de un punct jumate la E. Diferența între el și Pahniuc va fi dată de dificultate. Ucrainianul a avut 6-2, vă reamintesc. Tvorogal. Tvorogal a avut cea mai mare execuție, 8-6. Cred că îl va depăși Ibrahim Ciolac acum, la execuție. Da, 8766, 14366, cu 5-6 dificultate. E al treilea, nu l-a depășit pe Tvorogal. Și